Comuna Bălăciță a îmbrăcat straie de sărbătoare. Muzica și voia bună au fost în toi, preparatele delicioase nu au lipsit, locuitorii având parte de cel mai frumos eveniment desfășurat cu ocazia zilelor Comunei Bălăcița. Alături de autoritățile locale au fost prezente și autoritățile județene. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, alături de senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, și deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, au fost prezenți la această sărbătoare alături de comunitatea din Bălăcița. Zilele Comunei Bălăcița, aflate la cea de 13-a ediție, au fost sărbătorite așa cum se cuvine în acest weekend, unde o mulțime de oameni din comună și din împrejurim s-au bucurat de muzica bună și preparatele tradiționale gustoase. Alături de primarul Comunei Bălăcița, Constantin Vlăduț, au fost autoritățile județene, care s-au bucurat de reușitul eveniment. Primarul Comunei Bălăcița a fost întotdeauna implicat în viața comunității și a dorit să marcheze sărbătoarea comunei printr-un eveniment la care toată lumea să se distreze. Ne aflăm în Comuna Bălăcița la sărbătorirea acelei a 13-a ediții. Teoretic sunt 15 ani de când am înființat zilele Comunei Bălăcița, dar din cauze diferite, pandemie, inundații, suntem la 13-a ediție. Vedem că toate că este a 13-a ediție, e număr cu noroc, avem o vreme foarte frumoasă, foarte mulți locuitori din comună sunt prezenți și le mulțumim pe această cale. Până la urmă, pentru dumnealor am făcut tot ce am făcut aici. Și nu numai din comună, au venit și din comunele vecine și din municipiu. E un foarte frumos ambient și mulțumim tuturor pentru prezență, inclusiv domnul prefect, domnul senator, de persoane care ne-au ajutat în tot ce am realizat în comuna aceasta. Senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a fost prezent ca în fiecare an la zilele comunei, bucurându-se cot la cot cu cetățenii de buna organizare a acestui eveniment și felicitând atât primarul comunei cât și viceprimarul pentru eforturile depuse. Ca de fiecare dată revin cu plăcere aici la Bălăcița, mai ales la această zi care, iată, a devenit o sărbătoare tradițională, este a 13-a ediție a zilelor Comunei Bălăcița. Am fost încă de la prima ediție, știu că am inaugurat aici. Întotdeauna mă bucur să regăsesc oameni energici, oameni determinați, mulți prieteni și dacă ne bucurăm și de această vreme frumoasă de primăvară, căldură, soare, muzică de bună calitate, oameni voioși, admirăm și ultimele realizări ale edililor locali, primarul și viceprimarul au o performanță foarte bună. Sigur că constatăm mulțumirea pe fețele oamenilor, iar noi la rândul nostru suntem mulțumiți. Le urez succes tuturor locuitorilor din Bălăcița și sigur la mulți ani de zilele comune. La eveniment a participat și deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, care l-a felicitat pe edilul comunei pentru organizare, cât și pentru proiectul ce urmează să-l implementeze pentru alimentarea Comunei Bălăcița cu apă. În primul rând vreau să felicit pe domnul primar pentru această zi minunată pe care a oferit-o tuturor locuitorilor Comunei Bălăcița, care de fiecare dată este o atmosferă foarte frumoasă, iar noi, reprezentanții Partidului Social Democrat, suntem alături de dumnealor. Totodată vreau să-i spun domnului primar să aibă spor la treabă și îl felicit pentru proiectul pe care îl va semna cât de curând pentru alimentarea cu apă a Comunei Bălăcița. De asemenea, a fost prezent la acest eveniment și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, care este bucuros de faptul că localitatea Bălăcița a evoluat atât de mult în ultimii ani datorită unui primar implicat și devotat nevoilor cetățenilor. Mă bucur că particip la această a 13-a ediție a zilei localității a Comunei Bălăcița. Este o comună importantă în economia județului Mehedinți, o comună cu oameni harnici, cu oameni inimoși, o comună în care în ultimii ani s-au întâmplat lucruri frumoase, efectiv putem spune că s-a schimbat fața comunei datorită unei bune administrații, unei bune colaborări între primărie și Consiliul Local al comunei și, bineînțeles, datorită unui edil gospodar care s-a preocupat îndeaproape de destinele acestei comune. Au fost investiții substanțiale, cam în toate domeniile, ceea ce sigur nu poate să conducă decât la ridicarea nivelului de trai al locuitorilor comunei. Constat că
Sunt foarte mulți locuitori care participă la această sărbătoare. Este de interes, mai ales și pentru faptul că s-a pregătit un frumos program artistic cu artiști renumiți și le dorim oamenilor care participă la această sărbătoare, pe lângă tradiționalul la mulți ani, sănătate, multe bucurii și împliniri, să se distreze frumos și să o facă așa cum știu dânsii cel mai bine. Emilia Dorobanțu, invitata de seamă a acestui spectacol, a întreținut atmosfera cu cântece populare. Mehedințenii s-au bucurat de prezența ei și au profitat de atmosfera creată, dansând cu voie bună. Au avut parte, iată, de o vreme foarte frumoasă. Domnul primar s-a ocupat și iată ce sărbătoare frumoasă a creat aici, o organizare deosebită. Mă bucur că anul acesta am putut să fiu aici la Bălăcița, să le cânt oamenilor cu drag și deja eu mă simt ca acasă aici la Mehedinți, cânt și danțu ca la Mehedinți și sunt tare fericită că oamenii m-au primit așa cu drag. Și de-abia aștept să vin și la anul. Alături de îndrăgita artistă au fost prezenți și alți artiști de renume, care au făcut un spectacol inedit pentru cei din comuna Bălăcița și nu numai. La tine nimeni n-a știut vreodată să dragă atâta dragoste curată. Cetățenii s-au bucurat pe deplin de zilele comunei Bălăcița, în special de programul artistic, care a inclus artiști renumiți. Aceștia spun că în fiecare an acest eveniment se ridică la nivelul așteptărilor, ba chiar le întrece. Acest lucru se datorează, bineînțeles, unui primar devotat și dedicat comunei sale. Cum vi s-a părut această inițiativă a domnului primar de a organiza zilele comunei Bălăcița? Bine, frumos, foarte frumos. Au fost artiști renumiți? Frumos, da, da. Și în anii trecuți am înțeles că a fost la fel de frumos? Da, poate și de alt timp mai bine. Da. V-ați simțit? Foarte bine. Am înțeles că am mai fost și în anii trecuți, da, asemenea eveniment. Tot așa, tot așa. Bine. Acest eveniment are dintotdeauna un succes uriaș, dat fiind faptul că această doamnă se întoarce an de an în comuna Bălăcița pentru a sărbători alături de locuitorii comunei. Foarte frumos din partea domnului primar. Cum v-ați simțit? Foarte bine, sunt de toate aici, uite, înghețată, copiii se bucură, jucăriile alea, tiribombele, foarte frumos. Să facă domnul primar în fiecare an așa, să facă și în alte județe. Eu nu sunt de aici din Mehedinți, eu sunt din Dolj. Dar tot venim mereu, suntem aproape, la Cleanova acolo. Foarte frumos din partea dânsului. Să facă mereu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Edilul comunei nu i-a uitat pe cei mai mici dintre cetățeni, acesta organizând spații speciale dedicate acestora. Participat astăzi la zilele comunei Bălăcița și domnul primar a organizat și pentru voi copii locuri speciale amenajate. A fost foarte frumos, m-am dat în tiribombe, în topogane și a fost foarte frumos. Am făcut pode cu cântărețe și mi-a plăcut foarte mult. Aștept și în anii următori? Da. Și în acest an, zilele comunei Bălăcița s-au dovedit a fi un real succes printre cetățeni și asta datorită unui primar implicat și receptiv la nevoile comunității sale. În comuna Bălăcița au fost realizate ample lucrări de modernizare, toate acestea fiind posibile datorită unei bune colaborări între primarul localității și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.